designed to inspire, educate, and empower young adults around the world. Welcome to the Manda Inspiration Show! Bună seara, dragi prieteni și dragi ascultători! Eu nu sunt Gureanu, este numele meu și bine ați venit la încă un nou episod al Manda Inspiration Show. Cum știți, de regulă este luni și dacă este luni, este ziua inspirației. Rămâneți cu noi, această seară avem un invitat special. Avem o deosebită persoană în studio, o persoană care mi este nu dragă, foarte dragă, extrem dragă și totuși în același timp o profesionistă, life coach, nutriționist și personal trainer. În această seară cu noi ne va dezvălui secrete din lumea sportului, ale vieții, ale experienței și aventurii. Vă rog să mă ajutați să o introducem în studio pe Adriana Stănescu. Bună seara! Bine venit! Bună seara, Ionuț! Bine v-am găsit! Este o plăcere enormă să fiu aici cu voi. Mulțumesc de invitație, în primul rând. Ce pot să zic? Sunt onorată. În alte cuvinte, sunt onorată să fiu aici, lângă voi, și sperăm să inspirăm cât mai mulți oameni. Mulțumim, da, mulțumim că ai acceptat invitația, mulțumim că ai venit. Pentru cei de acasă, cu siguranță, știți că suntem la Manda Inspiration Show. Misiunea noastră este să inspirăm, să educăm și să motivăm tinerii din această generație pentru a crea următoarea generație de lideri. Prin ceea ce faci tu, prin munca ta, prin modul tău de a fi, cine ești tu ca persoană, consider că inspiri foarte mult și în această seară, cu siguranță, vei inspira ascultătorii noștri. Cine este Adriana pentru românii de pretutindeni? În primul rând, cred că sunt un om ca oarecare. Sunt mamă în același timp. Ca și profesionist, datoria mea și scopul meu este să pot inspira cât mai mulți oameni. Și când spun a inspira, cred că după foarte multe eșecuri în care am încercat multe feluri de a inspira oamenii, de a ce înseamnă sănătatea, am ajuns într-un final la un pachet frumos. Am ambalat totul într-un pachet, spun eu. Într-un pachet de ce? Am ajuns în punctul în care mi-am dat seama că sănătatea nu ține numai de ce mâncăm și cât de mult mergem într-o sală de antrenament sau chiar și acasă. Și că totul începe de la creier. Și în orice program cu clienții mei, când lucrez, începem de la creier. Adică nu este de ajuns și mulți care vin în urma eșecurilor unor diete stricte și unor antrenamente epuizante. Și vin, nu pot să le numesc traume, pentru că nu sunt traume, dar totuși vin cu un pachet foarte mare care îți povestesc lucruri, cum că am ținut acea dietă și a fost atât de stresant și îmi spunea nutriționista să nu mănânc și să nu așa, dar n-am putut rezista. Și atunci am înțeles din experiența, din feedback-ul primit, mi-am dat seama că nu funcționează. Sănătatea nu înseamnă diete stricte și antrenamente epuizante. Chiar asta, dacă ți-aduce aminte, era și în talk show-ul meu, care emisiunea mea săptămânală la Radio Punct, în care spuneam că sănătatea înseamnă mult mai mult decât diete stricte și antrenamente epuizante. Și de acolo a pornit, pasiunea mea mai adâncă pentru sănătate. Și am studiat mult și am încercat pe foarte mulți clienți. Am încercat simplu, numai diete, să spunem, am mâncat sănătos și antrenamente și am încercat un pachet nou în care le introduc meditația, respirația, primul lucru la 6 dimineața. După îi învăț și educ să scrie într-o agendă. Să scrie, să fie mulțumitor pentru ce s-a întâmplat în ziua dinainte, adică ieri. Este incredibil că oamenii sunt un pic reticienți la asta, când văd acel lucru că să scriu, știi? Și se uită un pic așa, prima săptămână li se pare ciudat, dar ce să scriu? Deja din a doua săptămână îi vezi cum se schimbă. Wow. Și vine totul foarte natural. Deci oamenii încep să adore să scrie. Adică ei își aduc aminte, nu numai a scrie într-un jurnal, cred că este un lucru foarte important. De ce? A scrie într-o agendă ce ai făcut. Gândește că noi facem atât de multe lucruri, atât de multe, nu știu, ne hrănim copiii, mergem la muncă, am zâmbit unui om pe stradă, am ajutat un om,
nu știu, am câștigat bani, am avut de plătit niște, am avut bani să plătim ceva, atât de mult, nici măcar am luat cina cu familia, am vorbit cu prietenii, foarte multe lucruri care le luăm de multe ori că trebuie să le avem, nu sunt, nu. Pentru că alți oameni nu au acest ceva. Și trebuie să învățăm să apreciem ceea ce avem. Și se simt din ce în ce mai mult. Și după intrăm în antrenamente și intrăm în a găti sănătos și nutriție și tot ce trebuie. Dar este o schimbare foarte mare. Cred că am avut cea mai rezistentă clientă, una din primele cliente, erau atât de rezistente. Dar știi, rezistență totală? Pur și simplu mă gândeam, zic, n-am nicio șansă să lucrez cu ea. Adică nu-și va reveni, nu are cum. Dar totuși am insistat și atunci când spunea nu, tot spunea da, adoră tot. Și știi care e cel mai frumos feedback? Și pot să spun, sunt conștientă că mă va urmări și nu se supără, da, pentru că nu dăm nume. Dar a fost, mi-a povestit, a fost cu copilul undeva unde se dădea într-o chestie, știi cum sunt acelea de Peppa Pig și... jucărioarele așa micuțe care ne amețesc pe noi cei mari, a fost acolo și zicea, Adriana, mă uitam și zic, Doamne, ce să fac? Mi-am adus aminte de exercițiile de respirație. Wow, ce... Și a putut să se dea cu copilul ei în acel ceva datorită respirațiilor pe care le-a învățat, exercițiilor de respirație pe care le-a învățat. Deci altfel nu cred că aș fi putut să mă dau. Și foarte, foarte multe. Asta spun pentru că pierdem din esență un lucru foarte important. Toată lumea vorbește despre diete și antrenamente. Da, cu tare, este foarte bun, pe dietă și am slăbit. Nu este vorba cât slăbești. Eu sunt un om foarte tranșant și foarte tăios când îmi iau clienții și depinde numai de mine dacă îi accept sau nu. Sunt clienți pe care nu îi accept pentru că îmi dau seama că îmi pierd foarte mult timpul. Nu este vorba numai de bani. Este vorba, eu încerc să găsesc dacă într-adevăr se mulează pe ceea ce fac eu. Dacă motivația, nu se da, motivația. Să-ți facă schimbarea, nu? Exact. Cum a început mai exact această călătorie a ta să devii un profesionist? Wow! Sau hai să ne întoarcem puțin la origini, de unde vine Adriana și mai exact când s-a declanșat această schimbare sau când ai descoperit această pasiune pentru viață, pentru sport, pentru a ajuta pe ceilalți. Wow, da, am un feeling foarte ciudat când lumea mă întreabă acest lucru. Eu am făcut sport de mică. Am făcut karate. Wow. Foarte mulți ani. Fiți atenți. Am făcut de aici și pasiunea și sunt profesor de boxercise și fac tici, da. Nu, țin să vă anunț că nu bat pe nimeni, nu, chiar sunt un om foarte bun, nu. Chiar depinde. Mai dăm cu pumnul, să nu, era o glumă. Da, sunt de acolo și pasiunea mi-am refăcut pentru că am făcut karate, am făcut Shotokan foarte mulți ani, am făcut dansuri, handball, atletism. Am jonglat, să spunem așa, cât am fost copil, atunci când majoritatea mergeau și se distrau și aveau o viață, pentru mine însemna un pic mai multă dedicație pe sport, mergeam, eram de dimineața până seara în curtea școlii, eram foarte activă, eu așa mă recream prin sport, nu mă recream niciodată, nu știu, asta însemna pentru mine viața. Știi bine, în România nu era situația, din nefericire au fost două oportunități foarte mari și nu am putut avansa să ajung la profesioniști din cauza finanțelor părinților mei. Și totuși s-a dus acest test, dar nu am regret, pentru că ce a fost mai bun a venit. A venit după. A venit după, exact. Da, și după a fost o perioadă, căsătorie, copii... intrăm așa într-o viață mai monotonă, da. Femeie de casă, gătit. Alineară. Da, și cum a început pasiunea? La 30 de ani. Oh, și o să sune poate frumos, uite, vezi, nu numai unor experiențe proaste, de fapt ai o experiență bună, vine ceva bun. În urma divorțului am început să alerg. A fost cel mai bun și recomand tuturor care... simt că au anxietate, depresie, nu se simt ok, să facă sport. Ați auzit, nu? Face sport. Sport, orice. Nici o zi fără sport, cred că este o frază care... Alergați o milă,
faceți 20-30 de squats, nu contează, orice înseamnă mișcare fizică, este dovedit științific, este cel mai bun antidot și cea mai bună pilulă pentru anxietate, în special. Sportul. La 30 de ani ai descoperit pasiunea pentru a transmite și celorlalți, nu? Ceea ce tu deja aveai incorporat, corect? În urma unei dureri, să spunem. Da, din pentru că am pierdut ceva. Exact. În viața noastră, nu? Așa este. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să mă întorc la ceva ce iubești cel mai mult. Și mi-am adus aminte că undeva, cândva, am lăsat partea sportivă. Și am făcut, da, atunci a început pasiunea mea. Am făcut un curs foarte lung. De ce am făcut un curs lung? Am ales să studiez mult mai avansat. Nu am vrut să fiu doar un antrenor personal. De acolo și-am făcut mult mai multe cursuri, să pot lucra cu oamenii care suferă de obezitate, diabet. Wow. Și am ales obezitatea și diabetul dintr-un motiv specific. Profesoara noastră ne-a spus până în 2025, se estimează că în Marea Britanie jumătate din populație va suferi de obezitate și diabet. Dacă te uiți la statistici, este o realitate. De fapt, ceea ce a spus ea, chiar așa este. Marea Britanie suferă de lucruri și în toată lumea cred că există o mare pandemie a obezității și a diabetului. Da, și am făcut... A fost un curs mult mai lung. M-am apucat și de life coaching, a fost în curs. Wow, am vorbit și despre asta. Aș dori să rămânem puțin pe personal trainer. Ce înseamnă să fii un personal trainer? Ce responsabilități ai și cum poți ajuta pe cei care chiar ne urmează și a dori să aibă un personal trainer ca tine sau cineva care ar putea ajuta? Wow! În primul rând este o muncă. Este muncă foarte multă. Dacă... Depinde câtă pasiune pui. Cred că asta e... Vorbim despre pasiunea fiecăruia. Pentru mine fiecare client este deosebit. Și nu uita că lucrez cu diferiți clienți cu diferite abilități. Și lucrez numai cu mame și femei. Wow, am nișă. Da, am o singură nișă, da. Lucrez numai cu femei și în special mame. Ador să lucrez cu mame. Datorită faptului că transmit un mesaj în mamă la rândul meu și știu ce înseamnă o responsabilitate, știu ce înseamnă să lucrezi, să fii zilnic full-time mom. Și cred că ăsta e și motivul pentru care mi-am ales nișa. Da, te-a inspirat, practic. Ales nișa și din nevoie, cum ai spus tu, și din rest, da, ai rezonat cu... Am rezonat foarte mult, da. Cred că asta a fost și motivul. Toate că primesc foarte multe invitații de la partea masculină să-i antrenez. N-avem dubii. Da. Dar, din nefericire, nu. Cum este viața de antrenor personal? Cu ce te satisface cel mai mult la un client și cu ce te confrunți cel mai des? Ce mă satisface? Progresul. Și cred că mă satisface, cel mai mult mă satisfac rezultatele de după, feedback-ul pe care îl primesc de la ei, mai ales când e un om care, și am destoi, care nu a făcut niciun exercițiu niciodată. Deci n-au făcut niciun exercițiu, nu știu ce înseamnă, nu știu să spunem, să facă un squat. Deci pur și simplu este ca și cum ai lua un bebeluș nou născut și încerci să-l înveți cum să se miște. Și atunci când vezi fiecare... am o senzație foarte interesantă. Atunci când îl vezi fiecare progres, pur și simplu îl vezi ca un bebeluș care începe să meargă și se ridică și... Deci pur și simplu așa-i văd. Și este cea mai mare provocare pentru mine să iau o persoană care nu a făcut exerciții înainte. Se poate să le induce această... Da, și nu numai pentru că le schimb viața total. Le schimb viața total și... Și începi de aici, cum ai spus, să lucrezi. Dar niciodată nu... Știi unde este? Cred că ce greșim noi ca și profesioniști, câteodată și eu am făcut-o, când le spuneam, hai și acum, nu te opri, nu fă, știi? Îți dau un exemplu, da. Cel puțin în antrenamente. Afel se aplică și pentru nutriție și pentru orice. Trebuie acum trebuie să faci. Într-adevăr, așa este. Dar, dacă stai să te gândești, în momentul în care forțezi acel om, va fi neplăcut. Creierul reacționează ca ceva care nu-i place.
nu? Da, exact. Dar dacă o iei în sensul ăsta și spui, dacă te simți obosit, te poți opri câteva secunde, inspiră, expiră, exact. Și începi iar, nu este nicio problemă, nu suntem la maraton. Nu se opresc. Este testat de mine în momentul în care psihologia inversă funcționează și în sport și în și sport funcționează, vă spun că da. Da, trebuie, adică nu le spun că da, nu. Îi spun, e ok, știu că poți, da, dacă simți că nu mai poți, oprește câteva secunde. Gândește că pentru acele 5 secunde cât omul ăla se oprește, nu te gândi că se va distruge tot antrenamentul. Mm. Dar din contră, pentru el va fi plăcut. Uite că pot, da. Uite că pot să duc ceva la capăt. Da. La fel funcționează și nutriție. Este foarte interesant că toți care vin, ți-am spus, vin în urma unor încercări, după încercări eșuate, în a ține diete, a slăbi, care au obosit și ador clienții care vin cu acest background, să spunem, cu acest trecut, pentru că știu exact care este, să spunem, problema și știu cum care este ajuți. Soluția. Cum să-i ajuți, da. Da. Cu ce te confrunți cel mai des când vin oameni la tine? Adică cu ce limite, cu ce bariere vin ei și ce trebuie să faci tu diferit ca să-i ajuți? Care sunt cel mai mari, să spun așa, bariere cu care ei vin la un personal trainer? Cu ce se confruntă oamenii cel mai mult? Disciplina. Disciplina. Gata, putem să mergem acasă. Da, disciplina. Disciplina. Dacă este ceva ce cred că lipsește oameni, adică ce au nevoie, toți care vin pentru că este vorba de disciplină. Nu poți să-și mențină o disciplină, pentru că, hai să nu uităm, există online, acum mediul online, avem nu știu cum să spun, mii de aplicații. Plătești pentru, nu știu, sunt automatizări care îți fac pur și simplu o nutriție, da? Plătești 50 de lire, gen. Și la e pentru tot. Dar întrebarea este, nimeni nu se ține sau dacă se ține, se ține pe o perioadă de timp. Și apoi? Și apoi se duc înapoi la viața normală, adică în nutriție aș putea să intru până mâine să discut, este o pasiune a mea, cum funcționează și ce cred eu despre nutriție. Dar ei renunță. Renunță pentru că nu au o disciplină creată și entuziasmul ăla, trebuie aștept și încep și o să slăbești și o să... Și se opresc. Pentru că de ce se opresc? Intervine viața cotidiană. Copii, probleme. Muncă, environmentul în care trăiești, tot așa, da? Și bineînțeles că toate lucrurile astea vor renunța, dar în momentul în care au un coach, nu vor renunța. Un health coach, da? Okay. De ce nu vor renunța? Pentru că acel om este în spate, dar care este rolul meu? Aici este, am progresat foarte mult în sensul ăsta și eu la rândul meu am un coach. Nu aș fi putut să... Și eu la rândul meu am un coach. Toți avem câte un coach și ceea ce recomand tuturor. Exact. Ceea ce ei pierd din esență în momentul în care renunță, au nevoie și hai să spun un lucru foarte, foarte interesant care este gândit de mine și mi-am dat seama. Oamenii au nevoie de oameni. Da. Ce înseamnă asta? Adică ca și suport, corect? Adică, da. Adică oricât am fi în mediul online, cumpărăm programe și ne dă cineva, chiar dacă îți dă un personal trainer, eu lucrez unul la unul, adică eu am contact vizual cu ei, îi antrenez vizual, nu numai le scriu. Okay. Da, este un pic diferit și mi-am dat seama că oamenii au nevoie de oameni. Oricâte antrenamente le-ai spune să facă, vor face pe o perioadă determinată. Ok. Aceea e... Pentru că nu li se creează un... Știi că... Știm cu toții bine că se spune ia 28 de zile ca să se creeze un obicei. Îți spun că nu. Nu. Deci suntem de acord. Am probat-o... Nu, ia mie cel puțin undeva la 60. Mie personal. Poate la unii și mai mult, la unii mai puțin. Nu ia numai 28. De ai cel înțeles. Puțin nu am întâlnit Asta persoană pe care să lucrez să zică da, uite, într-o lună pară. Și tocmai de aceea programul meu minim, apropo că ai deschis aici o paranteză, este 12 săptămâni. Minim 12 săptămâni și ai un program anume pentru personal trainer pe care tu, prin care tu ajuți oamenii sau ai o metodologie a ta anume? Cum poți ajuta pe cei de acasă, de exemplu, interesați, care doresc să
înceapă să lucreze cu un personal trainer, ai un program anume sau faci sesiuni individuale? Wow! Atunci putem să vorbim și despre proiect. Da, lucrez da, unul la unul. Să inspirăm, să ajutăm, cum ai spus tu, oamenii au nevoie de oameni. Da, exact. De obicei lucrez unul la unul pentru persoanele care își doresc să lucreze unul la unul, să fie totul personalizat în funcție de nevoile lor, în funcție de programul lor, în funcție de ce își doresc să mănânce. Până și asta, deci nu este... unii din clienți spun, eu nu mănânc lapte, nu că au intoleranțe, pur și simplu nu preferă laptele sau nu-mi plac roșiile sau nu mănânc. Eu nu să vin să forțez pe cineva, trebuie să mănânci broccoli, că trebuie. Nu! Că slăbești. Never. Nu credeți asta, nu. Este un mit mare. Nu, asta spun. În schimb, încerc să-i nu-i forțez să mănânce ceva ce nu vor. Nu ai vreo nicio problemă. Sunt convinsă că nici nu o să slăbească, nici nu o să îngrașe dacă nu mănâncă un produs sau un aliment. Deci ai un program personalizat, practic. Personalizat pentru fiecare. Pentru fiecare. Asta pentru personal trainer. Asta pentru personal trainer facem, sunt diferite programe. Eu mă modelez foarte mult după client. Pentru că le dau opțiuni. Magic nu fac. Magic. No magic. No magic. No doar magic. Work. Dar muncă, cred. Disciplină. Disciplină, da. Prin disciplină poți să atingi orice. Poți să ajungi la magic, poate. Depinde cum îl văd magic, adică... Da, nu. Majoritatea clienților care vin și spun vreau să slăbesc, mai sunt. Deci, și vin ceva gen 10 kg într-o lună. Sau 5 kg sau da, sunt care da? Nu este realistic, adică da, se pot slăbi 10 kg într-o lună, garantez că se pot slăbi. Da. Wow. Dar asta înseamnă am intrat foarte adânc în nutriție, înseamnă un stres foarte mare pentru corp. Înseamnă că ai foarte mari riscuri, în primul rând vorbim să-ți atragi mai multe boli, să se întâmple, pentru că Da, îți șochezi pur și simplu sistemul absolut tot ce înseamnă. E ca și cum arunci o bombă undeva, știi, și a explodat bomba. Wow. Fix așa, eu nu. Chiar unul din motive pentru care eu discut foarte deschis de la tot procesul ca eu să-mi iau clienții, după trei call-uri, numai atunci decid dacă îi vreau sau nu. După trei telefoane? Da. Incredibil. Cum ai ales sau de ce ai ales să devii și nutriționist? Adică cum te ești pentru că nu funcționează nimic una fără alta. Ele sunt bine, foarte bine. E foarte important pentru telespectatori să înțeleagă de ce tu ești și nutriționist și personal și life coach. Wow, este foarte important, da. Și este o triadă, practic. Este o triadă și nu funcționează una fără alta. Wow. Îți spun că nu funcționează. Foarte interesant, uite, vis-a-vis de ceea ce ai spus, că este o triadă, eram pe un grup de mămici, ador grupurile de mămici, sunt femei minunate, dar vorbeau despre, toate spuneau despre diete și antrenament. Întreba cineva de un personal trainer și am fost foarte recomandată acolo, m-am bucurat foarte mult. Și toate persoanele, toate mămicile, femeile, discutau. Acela face nutriție foarte bună, acela face antrenament foarte bun, dar ăla îți dă, da. Tot ceea ce am înțeles la un moment dat, și chiar am scris un coment foarte frumos și cred că sunt minunate toate mamele și toate femeile, dar toată lumea pierdea din toată poza, să spunem, un lucru important. Nimeni nu vorbea despre cum să ne antrenăm mintea. De unde totul pleacă. Fără o minte antrenată, nimic nu va fi de durată. Am făcut și o rimă. Wow, și o rimă pe care trebuie să... fără o minte antrenată, nimic nu este de durată. Wow! Da, pentru că... Citat. Trebuie să ne... Da. Mulțumesc. Așa este. Ține pe termen lung dacă ne antrenăm. Dar pleacă totul, de fapt, de la minte, cum ai spus. Atunci, aceste mame căutau soluția, dar totuși aveau dificultăți să ne o găsi, nu? Da. Acolo a venit Adriana. Da. Expertă în asta, pentru că practici pe tine înainte să practici pe ceilalți, asta corect? Asta a fost adevărat. Ce, mai exact, am avut recent probleme de sănătate pe care
Dumnezeu m-a ajutat să le depășesc și eu m-am ajutat în sensul că am făcut ceva să depășesc. Când vorbim de nutriție, ce ar trebui să nu facem ca să rămânem sănătoși? Pentru că ni se spune mereu, fa asta, fa asta, fa asta. Ce crezi tu că ar trebui să nu facem din punctul de vedere de specialist să rămânem sănătoși? Nu numai neapărat de mâncare, în general ca și lifestyle, de mod de a trăi. Ce trebuie să nu facem, da, ca să rămânem sănătoși? Ca să nu facem. Da, ce trebuie să nu facem, da. Să nu exagerăm. Să nu exagerăm. Cred că, da, să nu exagerăm. Ești din tiparul acela de nutriționist pe care... A, da, sunt convinsă. Ai ieșit din stat de primul rând. Sunt convinsă că, da, mulți... Asta spuneam, fiecare profesionist specialist vede sănătatea dintr-un punct de vedere un pic diferit. Și eu sunt în conexie foarte mare cu specialiști și cu profesioniști și cu, vor fi colaborări pe viitor. Sănătatea eu am înțeles-o altfel. Un pic vom ieși din parametrii care ni se spun zilnic. Mâncați 5 porții de fructe și legume, mâncați atâta, proteină mai puțină, aia mai multă. În stânga, în dreapta avem atât de multă informație. Știi care a fost întrebarea care mi-am pus-o eu? Avem atât de multă informație, primim atât de multă informație, dar obezitatea și bolile și diabetul crește. De ce? Pentru că, de ce mă întreb? Și reușim să integrăm, poate să îmbinăm aceste informații, să le filtrăm și să încercăm să le aplicăm toate aceste informații. Poate sunt prea multe, nu știu. Avem libertate, avem internetul, avem online, putem să facem toate lucrurile. Cred că nu ne cunoaștem de ajuns corpul ca să putem să alegem, eu vorbesc din perspectiva personală și ce trebuie să fac eu ca să fiu sănătos, nu ne cunoaștem de ajuns corpul, cum reacționează corpul și luăm totul ce ni se dă, poate chiar și informații greșite, nu neapărat adevărate, și atunci testăm și asta, testăm și asta din dorința de a ne schimba sau a fi mai sănătoși, ceea ce consider că e greșit, cum am făcut și eu, și ar trebui să consultăm, în cazul acesta, un specialist sau pe cineva care practică și pe ei însăși, nu numai pentru alții. Și cred că este vorba de o muncă pe care trebuie să faci de a te descoperi pe tine, adică să intri în contact cu corpul tău, să înțelegi cum reacționează corpul la anumite tipuri de mâncare, cum ai spus, nu neapărat trebuie să mănânci 5 porții de fructe pe zi și așa mai departe. Ce înseamnă pentru sănătate? Deci, întrebarea mea este, cum ai spus, dincolo de acest concept de sănătate în general, ce este sănătatea nu numai legată de mâncare? Adică cum putem să rămânem sănătoși? Adică într-o societate cum e astăzi, mai ales acum cu această perioadă pandemică, cântarele deja așa, da? Cum putem să rămânem? Adică de unde vine? De la mâncare neapărat nu devenim sănătos sau mai e și altceva în spate? Bingo! Știi ce spun tot timpul? Viața face TikTok. Da? TikTok. Fix așa face viața. Fiecare minut, secundă, trece. Exact ce spuneam la început. Degeaba mâncăm sănătos, credem că mâncăm sănătos și facem, ne și antrenăm, fiecare lucru ajută și suntem conștienți de lucrul ăsta. Gândește că într-un proces dau un exemplu, într-un proces de slăbire, dat de multe lucruri de luat în calcul. Mâncarea, cum a fost procesată, ce presupune, ce îngrășăminte s-au folosit, cât de bine le speli. Adică, dau un exemplu, ăsta este un proces foarte lung. Pe lângă nutriție, gândește că și un antrenament, te gândești ce ai avut în spate, cât ai antrenat înainte, cât poți să duci, cum poți să duci. Da? Nutriția, slăbitul mai ales, sunt foarte mult, vorbești de genă. În primul rând, vorbești genetic, genetic, vorbești de tipul de corp, vorbești de țesutul de piele, ce tip de piele ai. Sunt foarte multe, de-aia spun că o persoană poate să piardă 5 kg, o altă persoană ținând aceeași dietă, având aceeași nevoie calorică, poate să slăbească numai 2 și slăbește altfel. Știi, vedem, sau lumea se uită tot timpul, eu am foarte, provocările mele sunt, o să vedeți rezultate foarte curând, deocamdată suntem la procesul încă de să ajungem acolo unde ne dorim, dar este un proces foarte ușor, foarte lent, eu sunt foarte directă cu clienții mei, le spun că nu fac magic, mai ales în prima lună nu este lună de slăbit, este lună de creat obiceiuri,
după prima lună începem să slăbim și cu toate că nu este lună de slăbit, totuși ei slăbesc. Cretini. Și nu facem schimbări foarte mari în dietă. Și nu spun nu niciodată clienților. Deci am clienți care spun, da, dar nutriționistul respectiv mi-a spus să nu mănânc. Să nu mănânc, nu știu, să nu beau cafea cu lapte. Să nu mănânc nu știu ce produs. Și am spus, ok, câtă cafea bei? O cafea, pe zi, pe zi, cu lapte, cu lapte. Și crezi că o cafea, dacă o bei zilnic, te va omorâ? Sau te va îngrășa? Nu. Ok. Atunci o bei. Okay, cum adică? E vorba de credință. Tu lucrezi, ai o metodologie aparte față de foarte mulți personali pe care am cunoscut. Am foarte multă cunoștință în lumea sportului și ai o metodologie foarte diferită. Putem să povestim ore și ore despre nutriție, despre sănătate. Aș dori în câteva cuvinte să ne spui, te rog, cum aplici această metodologie de life coaching pentru clienții tăi, acolo unde este nevoie. Wow, cum aplic? Pur și simplu, life coaching-ul pentru mine este introdus în nutriție și antrenamente și în meditație. Este înfiripat acolo. Înfiripat, de unești, practic. Dacă ți-ai dat seama când îți spuneam, eu nu spun nu clientului niciodată. Da. Adică îi educ în așa manieră încât ei să înțeleagă că moderația este secretul a fi sănătos. Să nu exagerăm, cum ai spus. Să nu exagerăm, adică, nu știu, simt nevoia să mănânc un dulce o dată pe săptămână. Sau, nu știu, am simțit nevoia să mănânc o bucată de ciocolată. Ok? Ciocolata aia nu mă va îngrășa, nu mă va slăbi. Asta garantez. Okay. Deci nu îngrașă, nu slăbește. Cum percepi tu acest fapt? Dacă ai mâncat sau nu? Dacă te simți vinovat sau nu? Adică sunt mai mulți factori exact. În spate. Sunt mult mai mulți factori cum aplic life coaching. Nu-l aplic direct în sesiune, pe cât îl aplic în antrenamente, în nutriție. Ce piripesc, mi-a plăcut foarte mult cum ai pus. Dar ei singuri renunță la anumite alimente, fără ca eu să le spun nu. Eu le spun din contră, consider că acel aliment te va duce la eșec sau acel aliment este eșecul total, că nu. Și atunci ei își dau seama că nu. Tu nu alegi pentru ei, ci doar îi ghidezi. Și doar îi ajuți, da. Asta este jobul tău, să zic așa, nu e nici un antrenor mental, personal, pe fitness, un nutriționist și un life coach, e și un ghid, să spun așa, pentru clienții tăi. Ce mai exact face Adriana? Cine este Adriana în spatele acestui rol de antrenor personal? Cu ce te mai ocupi în timpul zilei? În ce altceva mai ești implicată? Ce îți mai place să faci? Wow! Sunt mama a doi copii minunați. Te stăiască. Mulțumesc! Cei mai minunați, bineînțeles, tot timpul. Fiecare ce părinte își laudă odraslele. Aia știm, nu? Corect. Ziua mea de obicei începe la ora 5. Disciplină. Atât. Începe la ora 5. Da, oamenii, clienții vor să se antreneze de la ora 6. Și am clienți care sunt la ora 6, 6:45. De obicei sesiunile sunt de 45 de minute. Fiecare diferit ce vrea. Vrea pe mental, vrea pe antrenament. Oamenii sunt, da, ceea ce au nevoie. Pe lângă, mai am încă două joburi. Colaborez cu Radio Pump, de asemenea. Da. Ce mai exact faci acolo? Sunt moderator al emisiunii Învață să trăiești sănătos. O emisiune despre sănătate și, cum spuneam mai devreme, fără diete stricte și fără antrenamente epuizante. Da, ador emisiunea, încă sunt coordonator acolo și este emisiunea mea, am o colegă nouă. Dau vremea la radio, de asemenea, vocea mea este zilnic. Mama doi copii, ocupată tot timpul, știi ce înseamnă a fi mamă, a fi părinte. Da. No excuses. Fără scuze. Muncă. Doar soluții când ești părinte, da, trebuie să găsești soluții. Muncă. Adică ești foarte devotată a ceea ce faci, ești foarte implicată, te urmăresc personal și mi-am dat seama de nivelul tău pe care l-ai și cum trăiești. Sunt fiecare zi foarte intens. Asta m-a și inspirat să te invit la Manta Inspiration. Modul de a trăi, cum faci lucrurile, cum ajuți oameni și mai ales cum te-ai ajutat pe tine. Ăștia pe tine și asta m-a inspirat pe mine personal și cum tu dai mai departe. Și oameni ca noi
oameni ca noi că fac același lucru, cred că nu trăiesc de pe zi pe alta, trăiesc ca să lase ceva în urmă și următoarea generații. Tu mai deja ești la Monday Special Show cu noi. Adriana, ce altceva sau cine te-a mai inspirat în acest proces pe care tu l-ai făcut? Adică unde ai ajuns astăzi ca profesionist? Dorești să mulțumești cuiva în mod personal, unui mentor, unei familie, cuiva în mod direct și personal? Dorești să-i mulțumești și public pentru asta? Consider, cum ai spus și tu, că oamenii au nevoie de oameni, să dăm credul cuiva dacă ne-a inspirat. Da, pot să spun că îi mulțumesc coachului meu, Radu. Datorită lui, cu ajutorul lui, am ajuns până aici. A fost omul care m-a susținut tot timpul și atunci când am spus nu, tot am spus nu. De la el m-am și inspirat într-un mod sau altul. Și atunci când nu pot, tot pot. Și atunci când nu am bani, tot am bani. Tot am bani. Da. Este o mentalitate pe care... Da. Deci la mine așa funcționează. Și atunci când nu pot, tot pot. Și atunci când nu am bani, tot am bani. Deci nu există nu. De acolo și lucrăm la un proiect foarte frumos, de-abia aștept să-l scoatem. Se numește deja Six AM Club. Oh, wow. AM Club. Adică este un club de dimineață. Vom începe dimineața de vreme la ora 6, în care am pus împreună, este o echipă întreagă care lucrează în spate acolo online? Da, va fi tot online, dar eu voi fi cea care, moderatoarea. Super, felicitări. Voi colabora în viitor cu, deja vrem să mărim echipa, cu hipnoterapeuți. Wow. Da, este un proiect care va prinde online. Da, online. Adică oricine ar dori să participe. Da. Vor fi multe colaborări, dar eu îl încep. Este un proiect de început în care vom exact ce am adunat totul, am făcut un puzzle. Tot ce înseamnă meditație. Și meditație mai mult, nu meditație, respirație. Eu înțeleg meditația prin respirație. De ce respirație? Primul lucru dimineața, oxigenăm creierul. Exact, oxigenăm celulele. Am creat câteva tehnici, m-am inspirat și am creat câteva tehnici de respirație care ajută foarte mult. Ți-am povestit mai devreme cu clienta care îmi spunea: Adriana, mi-am adus aminte ce m-ai învățat, cum m-ai învățat să respir și am putut să mă dau. Deci impactul ăsta, asta și vrem. Asta este și scopul meu. Creez un impact nu numai pozitiv, dar și de urmat. Și data viitoare aș dori la Monday Special să începem, vă rog frumos să țineți minte, să începem cu meditație. Și mai ales concentrată pe respirație. Da. Vin și promit că chiar te rog să ținem minte asta. Ne apropiem de final. Unde se pot conecta cu tine? Unde te pot contacta oamenii sau cei de acasă care te-au ascultat? Unde pot legătura cu tine și cum te pot găsi online? Vai, online mă puteți găsi la Adriana Fit pe Facebook sau Adriana Fitness pe Instagram. Aveți linkurile către website, răspund tot timpul la orice întrebare, sunt deschisă dacă cineva, de cele mai multe ori îi trimit să bucuiască un call. Ador foarte mult să vorbesc cu oamenii, nu numai să le trimit mesaje interminabile. Oamenii au nevoie de oameni. Da. Adică altfel este când vorbești cu cineva la telefon și explici și răspunzi la orice întrebare într-o jumătate de oră, este un free call care nu costă absolut nimic. Am dau din timpul meu tocmai ca să pot răspunde la întrebări mai mici sau mai mari. Mulțumim pentru inspirație, mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră și aș dori în final să te invit să lași un mesaj încurajător, un mesaj sănătos, am vorbit de sănătate și de sport, un mesaj încurajător, aș spune, pentru românii de pe tine care ne-au ascultat în această seară. Personal de la Diana. Cred că cel mai important este să înțelegem sănătatea. Sănătatea nu, cum am spus mai devreme, nu înseamnă să ținem diete la nesfârșit și să ne antrenăm până ne epuizăm. Sănătatea începe în primul rând de la minte, trebuie să învățăm să ne antrenăm întâi mintea și după ce ne antrenăm mintea, vă spun că și corpul va urma mintea și va face pur și simplu ce vreți voi. Dar dacă nu ne antrenăm mintea și dacă nu învățăm să ne creăm o disciplină, sănătatea ne va da de furcă, mai devreme sau mai târziu. Mulțumim, Adriana, pentru inspirație. Mulțumim din nou că ai fost cu noi în studio. Eu vă mulțumesc că
M-ați invitat. Și sperăm să ne revedem în curând. Rămâne Doamne cu ajută. Pace, sănătate, multă dragoste și succes în tot ce faci tu. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag. Dragi prieteni și dragi ascultători, aceasta a fost un nou episod al Monday Inspiration Show. Am avut cu noi pe Adriana Sănescu, life coach, nutritionist și personal trainer. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă doresc o săptămână plină de pace, dragoste, iubire, fericire, bani și multă sănătate. Ne vedem la următorul episod la Monday Inspiration Show. Dragi prieteni, ține minte, trăiește, iubește, visează. Rămâneți cu bine, numele meu este Ionuț Ungureanu și ne revedem curând. La revedere, mulțumesc! La revedere, mulțumim! FRP TV, televiziunea românilor de pretutindeni.